Tchau, tchau. Não, vamos fazer aí com laranja e nachos. Tu? Dá, porque eu sei que hoje estão aqui já filmaram lá nos laços, eu fui as termão. De toate de cheful, nu? Cristi, expoziții de toate am făcut azi, da, da. Pe clocul cu pălărie, ca. Hai. Bună seara, bun. Domnul Cristine. Bună, bună. Domnul Luci, ați ajuns la destinație? Da, bună seara, domnul Așa. Cristi. Vă simțiți bine? Sunteți da. Relaxat? Fresh! Așa e? Zi, apps pentru altă activitate? Da. Ha? Am vrea să facem o combinație cu domnul Ionuț. Așa. Domnul Ionuț! Să treci, domnul Călin. Seară bună! Numai bine și bine v-am găsit! Aici la Lucian de la Săbolciu. La Lăptaru. La Lăptaru zis. Da. Aici cu fratele Ionuț. Să treci, domnul Ionuț. Să trească fratele Lăptaru. Lăptaru. Am venit aici un pic la el în vizită. Așa? Să facem o treabă. Să încercăm să facem un târg. Mergem să vedem pe spate. Mergem să vedem. Da, domnul. N-au mai făcut, curios, să știu. Da. Foarte curios. Sigur. Două iepe frumoase s-au văzut afară. Dar nu știu dacă putem să ne înțelegem că și eu cer bani și el cere bani. No, bun. Căruța asta am dat-o la Lucian. Asta e căruță făcută de mine. De la tata. Avea fratele Călin două iepe la căruța asta. Țin minte acum câțiva ani. Bun, știi tu, era mucet acea blondă. 5 metri de lemn puneam pe aia. Când veneam din pădure, puneam 5 metri steli. Așa căruță sănătoasă, făcută. Ei nu mai poartă acum, uite ce poartă ei, fânuri la cai, nu mai poartă nimica. Căruța asta le-am dat-o că și-am un băieț după ea, domnul Cristi. Să aibă noroc la ea. Corect, mergem să vedem cai. Mergem să vedem cai. Luci! Da? Să vin aproape numai că e cam întuneric acum afară. Vin aproape de da, vin aici aproape. Aici ne în poziția asta putem să le vedem. Da, unde găsești așa corecte de cai? La Franța numai. La Franța. Hop, hop, hop. Domnul Zan. Opriți-le. Domnul Zan. Învârtiți-le un pic, vă rog. Învârtiți-le un pic. Ușurel, ușurel, așa. Întoarceți-le înapoi. Așa? Numai un pic, băieți, băieți. Domnul Dan, încolo, drept, așa-i nii. Nu, hai dat. Nu, aia e din dreapta. Aia e. Întoarce-te! Da, da. Hai înapoi! Da, da, da. Domnul Luci, da, ai loc în graj să le bagi și în graj să le vedem la lumina, da, la lumina lumânării? Nu, nu, nu. Ai? Ai loc? Nu mai așa ai? Dai calpul. Nu am bec acolo. Da, bă! Am un usuri acolo. Le putem. Ai mânzu. Bagă pe dracul ăla în capăt. Da, nu, mai faci iar pe dracu. Nu lasă. Domnul, dar mai mișcați un pic până acolo, vă rog. Mai mișcați-le. Dați-le așa pe lângă gard, așa ni. Și. Lasă margă așa. Încetul, încetul, da. Montine! N-am ajuns mai repede.
Da, mă, așa a fost. Nu zilele strâns în sac. Nu zilele închis în sac. Hai, mă, aici, așa, așa, așa. Lăsați-l așa. Două luni de zile de când l-am vândut ăștia. La mine. Frumos. Da, ce păreți? Ciocolatiu închis, frumos. Da, cum. Da, o ciocolatiu, că îmi găsește ăsta cu stelul ăla, că zici că sure. Nu-i bani. Zici că sure. Nu-i bani, ce-i steluțul. Da. Nu-i bani pe ele, ce steluțe. Ce zici? Ia. Astea așa rămâne. Domnul Luci, să aștea, în veac nu schimbă culoarea. A, piciorul. Da, un pic să poate să mai poate deschide. Și după aia să se închide iară înapoi. Poate să se închide dacă le ține la așa, așa. Înăuntru. Iarna, în general, să se închide. Și pe timp de vară, dacă le ține la umbră, să închide. Dacă le ține la soare, îl arde un pic. Dar trebuie totuși să ții și la soare. Domnul Dan, mai învârtiți-ne un pic, vă rog. Astea. Domnul Dan. Mai învârtiți-te, Danu, cu ei. Dani. Danu. Domnul Dan. Danu, mai învârtiți-te cu ei. Eu nu mai pot să fac, tati. Fără 1000 nu fac. Astea culoare roșu în piață. Da, lasă să aibă 25. Ai văzut pașaportul? Da, am pașaportul lor. Hai că-s curios și văd pașaportul. Și așa o pereche frumoasă, mai greu. Frumos. Să le împerechezi e foarte greu. Da, da. Să faci doi. Puteți să le dați drumul. Așa o pereche mai greu o faci. Trebuie să umbli foarte mult ca să pui două împreună. Trebuie să uzezi multe pereți de pantofi. Poți să le dai drumul, dăm drumul. Nu le dă, de ce? Nu vrei să le dăm drumul acolo? Da, dă-le drumul, nu. Mai trebuie să le bagi înăuntru tu sau ce? Da, le bagi. Ba, lasă pe acest singur, lasă pe acest singur atunci. Ține pe asta, puși cu acest singur un pic. Da. Cu care? Da, puși în lung, cu asta. Cu asta, nu. Du-te pe ăla. Da unde, mă, să alinie, mă? Du-te, mă, da-i apă, mă. Nu, nu prost. Hai. Le bagi înăuntru? Da. Bagă-le. No, stați că intrăm să le vedem. Le curat, o pereche așa frumoasă, trebuie să rup trei păreți de cizme ca să le găsești. De gumă. De cauciuc. Ce ai zis, domnul Cristi? Da, am intrat la lumina lumânării să le vedem. Da. Frumoase. Numai să mergi să le pui păreții, treabă să pătiești un euro pe drumul. Cât trebuie să umbli până le pui? Dreptat, nu. Ia, domnul Cristi. Da, fortoliți un pic cu asta, să o vedem. Nu, un pic, fortul meu. Încăpeți pe acolo? Da, da. E culoarea asta, că am pus așa ușurel. În viață, nu treabă. Ciocolată, asta e mult mai frumos ca așa. Puteți să o și desfaceți, domnul Luci. Să o întorceți cu capul în coace. Bagă-i între ele, tati. E mult mai frumos ca așa, ciocolata. Așa, așa. Învârtiți așa lampa pe ea. Așa, așa. Aia e din Franța, zi, frate, Luci! Franța! Uite, Franța! Ridicați, băi, cum e tu? La 2 ani am dat 4.000 de euro de ea. Pentru ea. Nu l-am întors în mână. Apa a fost vândută tot pe bani grei, pe bani mulți. Fii atent. Cât stați așa cu becul? 2 ore. Mă, nu e ușor să stai așa cu becul. Ăsta e 2 ore stă cu becul. Ai, ai, ai. Frica! Domnul Cristi, două iepi din Franța. Care, Pontua. Cum am zis, numai să le pui pereche, trebuie să mănânci 1000-1500 de euro pe drum, pe motorină, să dai la unul până le găsești, o masă, pe încălțăminte. Până le numai găsești. Le găsești, am zis. Steluțele alea, uite, ia le facem. O șargă! Domnul Adi, domnul Adi. Pe încălțăminte. Cauciuc. Asta oameni săraci. Nu, nu, nu zic pe păi îl mai calc, îl mai calc. Pe cizme de gumă trebuie cheltuiți banii. Domnul Cristinel. Iepele astea, nu știu cum să zicem, la iepele sure
Normal salvese una alta, dar uite-te ce frumos e steluțele are pe ale, care rămâne tot timpul. Calcul steluța, care tot rămâne tot timpul, deci caisuri cu bani. E unicat, asta poți să zici că e culoare unicată. Steluță. Nu găsești, nu, eu pentru prima dată care, nu știu, nu găsești în fiecare. Și blonde. Coame, albe. Uită-te la picior, păr alb. Acum mai bine, așa e că se văd aici. Albă ca zăpada. Filmăm ca în filmul cu, filmează și lampa. Filmează să se vadă și lampa. Aici domnul Dane cu... Domnul Dane ține de lampă, de luminare. Puteți să le învârtiți un pic. Ce ai vrut să spui, domnul Cristinel? Iepele astea cine le-au avut, nu știu să le aprecieze. Ascultă-mă, Domine, ce spun acum, o vorbă mare. Domnul Ionuț, ai vrut să spui și tu ceva? Păi, știți cum e când suntem așa la niște, în fața unor cai din ăștia așa frumoși? Păi, de multe ori ți se cam taie vorbele, nu poți să le spui că... Ați rămas blocat? Ați rămas blocat? Păi... Mai bună și nu este și nici nu o să vezi și nici nu ai de unde și nici o și nici tu n-ai de unde să le aduci. Să mai umblăm, să mai dăm și noi 10.000 pe drumul ăsta, nu le-am găsit și la măr și la tăt. Da, știu, și mărime, știu, și calul, știu, și ureții, și tăt. Nu, nici n-am crezut. Până când și piciorul și copita. Aoleu, Călin. Da. Nu e și bine. Calul tău e altul, ea poate alta. Da. Wow. Da, zici că iepele s-ar potrivi, iepele voastre. Da, n-ai văzut. Da. O să se vadă și în filmare. Am zis că să modea el nu modă. Și ce-i de făcut, domnul Luci? Nu-i de făcut, nu vrea, nu știu, ce-a balu. Nu știi să vezi că nu ești țigan. Domnul Luci. Da, domnul. Care faza? Da, eu fac cu el, dar nu vrea să facă cu mine. Treabă să puteți să facă. E 1000 de euro diferență la epele astea pentru sura. Și? Eu și mai vreau eu diferență. El mai vrea el. Da, înțeleg. Eu mai vreau eu diferență. Dar unde le găsești jepele astea? Nu le găsești, dar nici pe aia nu găsești în fiecare zi. Știi? Știu că nu găsești. Apă, vreau să dau corect. Să ne înțelegem. Vreau să-i dau apă care am achiziționat eu cu 8.000 de euro la expoziție în Oșorhei. De la Sibiu? De la Sibiu, da. Care o cunoaște toată lumea, Zâna, ce-a fost la Petrică. E o apă care a fost și a fost tot timpul a fost primiți bani mulți pe apă. Deci nu e o iapă care să fim la prosteală. Bă, e bună iapa, nu ai cum ce nu să cum nu-s nici iepele de aruncat. Da. Două iepele. Asta e. Ne gândim, ne hotărâm și... Nu mai ne gândim, că cine s-o gândit-o nebunit. Dăm 1000, tata! Dar dăm tu 1000 și să lovim să-ți aduce puța lângă e puța ta, da, să dormi și când le prinzi... Mamă. La e păcat să nu faci. Dar nu e păcat, lasă-mă că auzi. Eu niciodată așa e pe nu găsești. Și eu am înțeles, dar nu le prinzi și ce eu vreau. Bei bere ta și le învârți pe aici de două ori numai cu ele. Altcumva. Înțeles, dar și așa. Eu mă salut tău mondial, nu să pui problemă că n-avem la noi pe zonă, dar vorba e că două iepe merg, două iepe să te dau acela, sunt spatele la domnul. Da. Și dați bec. Așa. Mai în spate, mai... Așa. Wow, am înțeles. Bă, făceți ceva, mă! Da, mă, face! Hai, intră tu la târg cu el, tu! Hai, dă-i tu! Da. Intră tu cu... Dacă ai tu, fă tu! Dacă nu pot, nu pot! Dar cum nu puteți, mă, care? Dar mă, nu putem, mă, dar dau 2 pe 1 și pe 1000 de euro, dar ce... Da, bine am, mă, fratele meu, mă. Dar să iei pe, mă, frate, care nu le pui pereche, mă. Adevărat. Dar nu le pui pereche, două cu una nu diferă. Dar care-i treaba? Cum-i treaba între voi, mă? Ce e aici? Da, uite, e aici spate, mai vreau mie. Păi, mă, împărțuțele cumva să fie împărțuțe, mă. Și asta a fost la mine. Păi, da, mă, dar împărțuțele, mă. Asta la 3 ani a fost la mine, 3.700. Hai, încoace, mă, omule. Hai, încoace, omule. Hai, dați-i încoace. Hai, să stăm cu fața către Cristian. Mă, omule. Hai să stăm așa, nu suntem, că nu suntem. Domnule, hai dați înapoi aici lângă mine. Lasă, volci. Mă, nu suntem de parte, dar nu suntem de parte. Dacă dau două, dăm diferența. Bă, dar nu-i dăm, nu cum să dau, mă, tata. Bă, faceți un pic, că rupeți în două și faceți să fie bine. Bă, ești nebun la camă, lasă la bară, nu fac. Lasă și nu fac. Dar nu fac, mă.
Dar toți sunt cu mine, am să rupe mea aia în 500, dai încă 500 și fă cu el, mă. Eu să-i dau. Nu, mă, el încă 500 ție. Da, nu, nici vorbă, nici vorbă, nu le dau, tata, nu le dau. Că eu știu cu când am luat caie. Bă, nu le dau, mă, tata. El să-ți mă dea 500 ție, mă. Dar nu, mă, nici dacă îmi dă el 1000, cu 1000 fac cu el, mă. Dar nu le dau iepele, mă. Nu putem face. Nu le dau iepele. Misiune încheiată. E greu, așa-i? Da. Misiune încheiată. De data asta nu putem face. Nu putem face, frate. Și aici, domnul Călin, nu. Deci iepele sunt de vânzare în continuare. Da, am vrut să fac cu ei să... Da, hai, bă, eu vreau 7000 de euro vreau cu cai, tati. Acum fac cu Călin una cu arabul lui. Da. Îți dau mânză pe arab, tati. E ca pe amorului. Cu mânză-i făcut lui. Fii atent aici. N-auzi, îți dau șarjul ăia și câți bani să-ți mânca. Care șarj? Ăia ce-ți pe grajd? 4000, tati. Dar ăia în cât ți-o cocești? Mâncați chiar azi, da, nu să te mănânci amuiacă și lanțurile de la În 2000, mă! Mă, dar lupe mea, la care ești? În 2000 s-o cocesc. În 2000. Și atunci ești chiar cât, mă, cer, mă? Eu ia iepele fără 7000, nu le vând. Vrei să faci cu mine o pară de alembă? Da, tati. Bate ci, tati. Mai îți dau 2000, mă. Nu le dau. Să vezi că ești bărbat, nu mă ascund după perină. Știu, nici după cearceaf. Știu, tati. Nu le dau, tati. Da. Nu le dau, tati. Cu 4000 fac cu tine, când vrei tu, la orice oră. Fii atent aici, hai să vezi că îți mai... Îți dau și apa aia, mă. Care e apă? Aia care ai zis tu. Da, da. Zi. Nu vezi, dacă vrei 1500 îți mai dau lângă ei. Nici vorbă. Da unde, mă, că ți-am dat încă bine, ți-am dat o apă și doi ormăsari, mă. Da, ăla e unui... Nu pot, tata. Nu pot. Nu pot. Nu pot. O, uite-te aici, mă, tati, blândețe lor. Da, lasă, mă, că... Uite-te aici, băi! Ia, uitați-vă la blândețe, băgați-vă acolo, vezi. Trage-te încolo, tati. Așa. Uite-te aici, tati, ce e... Auzi, fraților! Mie îmi place să tragă fânul din iezle și... Da, și mie îmi place să tragă... Na. Bă, dar scai, mă, tati, mă, dar ce să ți le dau, mă, frate? Dar pe bă, mine, mă, mie, ce, bă, ia, că... aia se decolorează, mă, bine, mă, la fel. La fel. Dar n-auzi, tăt ai ori fi, când ori fi albe, lipideu, tăt ai pe ori să fie. Da, bine, că nu mă, la fel toți ca ai, mă, asta, la 3 ani, o fost trimis 700 și am ciocolată o să fie. Da, alăși când ori să fie albe, tăt ai pe ori să fie. La 15 ani, tăt ciocolată o să fie. Numai părintele știi de la vrut, că el a fost, al lui a fost. Îl salutăm pe domn părinte. Da. Îl salutăm pe domn părinte. Cu negre, el are negrele acum, nu mai are. Popa, ăla e popa. Bă, desparze pele așa, cu cât îmi dai mie apa asta de din coace? Nu asta de din coace. Dar nu le despar. Asta mi-o trăcut. Dar nu le despar. Asta cu cap mare și cu urechile mari. Dar nu-i frumos să le despar, tati. Da. Dă-mi ea apa asta. Dar tu desparze pele așa, mă, dar când mai le pui pe rechi, mă, tati? Da. Dar ce e să le pui, mă, tate, că are 7 ani apa, mă? Eu fac da, cu tine cu asta, dacă tate. Vrei. E, și ce vrei să... Și cum vrei să faceți? Diferență, mă. Cum vrei să faceți? Cât îmi vrei pe bani că pe asta, mă? Că nu cunoști mulți la cap. Bă! Nu, no, nu, ai văzut, bă, nu știi. Cât vrei pe bani pe asta, mă? Omule! Cât vrei bani? 3500, tati. Băi, am atunci... Cât calculăm? 7000 vreau ia pe mă, tati. Plecăm că... Dar unde vrei să plecați? Păi noi plecăm că mai avem, eu trebuie să mă duc la mine la graj, dar acolo mă așteaptă oamenii. Deci aveți de lucru și ai la păi astăzi, astăzi stă pe la filmări, la oameni de mâncare ce le dau, domnul Cristian. Trebuie să mă duc și acolo, am venit cu domnul Ionuț, am venit aici cu frații mei. Dar, din lău, leni, să doare piciorul, stă cu piciorul ridicat, o, zână. Tati, nu pot să dau cai pe cadou, că decembrie o trecut de mult. Am trebuie să vină iunie. Deci nu ești Moș Crăciun, să înțelegem. Nu. Unde în Olanda, o. Domnul Luciu, unde în Olanda este o vorbă. Sacul în pod. În Olanda este o vorbă, zice olandeză, când e vorba să dea ei ceva sau să rămână așa, eu de-a zice, eu nu-s Moș Crăciun. Fratele meu, ia pe aia mică. Așa zic. Ți-o dă, fratele tău, cu toată inima. Păi fă, mă, și dacă nu ți-o dau că și fie aici, apa și poate că înapoi o iau și să rămână aici între voi. Mai dă-mă mie, tati. Nu pot să dau. Nu, nu pot să dau. Nu pot să dau. Da, mă, dar ce să vorbesc? Aici toată lumea, tu știi ce am dat cu apă. Bine, n-ai dat, au trecut timpul. Dai apa, tu știi,
știam că a fost. Când timpul cu trece, tăti și pantofii, când iei de două ori pe picioare și jumătate de timpul trece, apa trece, petrele rămân. Dar nu, mă, dar nu e o glapă. Domnul Cristian, nu pot cu ăștia să fac. De ce? Băi, nu vezi că sunt tari de târgă. Da, mă, tati, mă, dar orice lucru după ce le-ai dat... E jumătate prețul, nu? Da, nu, că nu. De 9.3500. Da. De 7.500. De 7.000. Eu puteam să dau cu în câștig când am adus-o acolo. Așa, vă puteai, dar bă, două iepe de astea, nu ne le găsești, tati. Uite te aici. Eu am dat tot două iepe. Da, uite te aici, fratele meu, la ele. O, prințesa. Hai că ne să merem, hai să merem, hai să merem. Domnul Cristian, Cristian, vă salut. Domnul Cristian. V-am salutat. Salut, îmi pare bine că ne-am întâlnit. Multă sănătate și să ne întâlnim cu bine. Vă mulțumesc mult. Tot timpul. Mulțumim că ai fost cu noi. Eu îți mulțumesc mult de tot. Cristian. Și ne vedem. Ciao, ne vedem cu bine. Mâine să vii după mânză tăi, te rog. Vin după mânză, ce am luat, am luat mânză. No. Bine. Ciao, ciao, te rog frumos să vii după ei. Da, ciao, ciao. Ciao. No. Să vii după mâine. Da, mă, mâine vin după ei. Vin cu camioneta lui Ionuț. Da, nu, că vin eu. Ți-i aduc eu acasă, da, numai să vii după ei. Da. E la loc. Orbule. Wow. Da, îmi place, domnul Dan. Un graj curat, uscat. Patron. Băiat bun. Da, foarte bun băiat. Lasă-l întoarce. Englezul lăptarul. Da. Numărul 1. Cu județ, ai văzut? Arăta numărul 1. Foarte fain tău că ai aici. Dar cum? Uscat pe jos. Da, clar. Băgărul megușii mi-e dea subie. Nu stau pe beton, ăla e un lucru foarte bun. Da, sigur. Domnul Luci, de ce nu trebuie să stea acolo pe beton? Face pipe aici, la picioare. Face noduri. Așa, aici. Așa, așa, așa. Da, da. Dacă stă pe beton, așa-i? Da, da.
Hop, hop, hop. Face pip pe aici la picioare și dacă stă pe beton. Hop, hop, hop. Ai cum e funcția de dracu. Ei, o. Cum nu știi? Ăstea scaie de la Bihor. Azi ne-am dat cu trăsurile. Da. Frumos, nu? Da. Păi când ne-a dat drumul acolo pe câmp. Da. Ai, mamă, ceva nu, de vis, nu m-au minune. Ceva frumos. Bă, deci numai cu, cum să zic, un jeep te puteai duce așa frumos. Da, nu? L-ai văzut cum se comportă... Cine? Prietenul? Răposarul lui Lucian, că din ăla mai trebuie să cauți. E, suru? Jumătate da. Europa. Da, foarte bun cal. Parete. Foarte bun cal. Știi, poți să-i pui. Cum vrei. Să-l pui lângă cai, ai văzut. Da. Nu, nu. Dar nu prezeam în dracul în bătut, dar el s-a liniștit gură-n gură. Da. Ei, Carina. Tu. Frumoasă, Carina. Da, foarte frumoasă. Și deșteaptă. Ei, apă, bagă mulți frizeni în buzunar, domnul Cristi. Îți spun eu, ai văzut. Nici nu a fost transpirată și ai văzut ca ei cum a fost. Spumă. Ia acumulătoare. Am venit de acolo, de la... Da, uite-te, că nu-i spumă, mă, frate. Nu reușit să transpire. Da, da.